Sute de mii de fotografii s-au făcut în zilele Revoluției pe străzile Bucureștiului. Oamenii încercau să păstreze mărturii ale victoriei, solidarității sau durerii. Destinul imaginilor de atunci este în mare măsură asemănător cu cel al oamenilor. Unele au ajuns celebre, altele s-au pierdut, multe au fost uitate. Mare frică atunci era să nu se întoarcă. Asta te gândeai să nu... că nu câștigăm, să zicem, libertatea pe care ne doream. Te temeai să nu te vadă cineva, să nu pățești ceva, un securist undeva. Dacă aveai atunci 18 ani, ce-ai fi surprins? Ce-aș fi surprins? Mulțimea adunată în piață, când Ceaușescu i-a chemat în piață, am înțeles eu să le spunea că o să le dea... O să le mai dea 100 de lei sau nu mai țin minte exact ce mi-a spus tatăl meu. Mulți tineri au murit atunci, din păcate. Am avut un prieten care a murit atunci, împușcat. Va avea toată nouă carte în care erau niște fotografii cu un copil la vreo 3-4 ani care a murit și se spunea sub el, eroi nu au vârstă. E o chestie care te șochează să vezi așa pe viu, adică pe mine una m-ar fi șocat, deși sunt interesată de ce a fost atunci, pentru că n-am putut să văd, n-am trăit în perioada aceea, adică aveam 4 luni când a fost Revoluția. Pentru mine asta e un lucru, nu știu, nesemnificativ, adică nu văd. Nu le-am pus pe hârtie niciodată, multe, am încă filme care nu le-am, am și filme nedevelopate de atunci. Acum am mutat între timp, lucrurile s-au răvășit în case separate și am găsit filmul de curând, acum o lună și ceva. Pentru prima oară l-am scanat, l-am pus pe hârtie și am văzut, a fost emoționat, pur și simplu. Am văzut poze, am văzut reportaje la televizor, imagini uneori șocante. Ce te-a impresionat? Cruzimea. Dramatismul care era acolo în ele, faptul că dacă le vezi, dacă ar fi fost făcute în color, nu știu dacă ar fi avut același impact asupra publicului. Clădirea era întreagă, era o clădire de care ne cam feream, noi așa să o cam ocoleam, fiindcă se știa acolo că e un sediu important și foarte... Ce? Direcția 5, să spuneam. A securității. A securității, da. Ai auzit de Direcția 5? Da. Ce e Direcția 5? Direcția 5 este o formație de muzică. Am să te duc să vezi locul în care au fost uciși mulți tineri. Eu am o emoție pentru pe aici, fiindcă am avut prieten care au murit aici. Hai să vedem, nu faci niște poze? Hai da. Să facem poze. Sunt Marius și Andreea, iar 18 ani. Cam cât avea el când a ieșit într-o zi frumoasă și rece să facă poze pe străzile Bucureștiului cuprins de Revoluție. Nu s-ar fi cunoscut niciodată dacă n-ar fi existat fotografiile de atunci. I-a adus împreună interesul pentru evenimentele din 1989. El pentru că le-a trăit și le-a imortalizat. Ea pentru că s-a născut atunci. Sper să faceți și voi o revoluție, una nesângeroasă.